Hei, eu sunt Jimmy și astăzi vorbim despre... Eu sunt Jimmy... Boss, unde crezi? Bă, ce tupeu a unii, incredibil! Ce, credeți că a scăpat de mine? Na, boss, nu scăpați voi așa ușor! Și apropo de tupeu, bă frate, eu urăsc oamenii cu tupeu și mă refer la tupeu de la nesimțit. Spre exemplu, eram zilele trecute în autobuz, pentru că, da, n-am mașină și nici n-am de gând să-mi iau. Ce raha să faci cu mașina în București? De obicei merg pe jos sau cu autobuzul și mă gândesc ca de la primăvară să-mi iau o bicicletă. În fine, eram în autobuz, tocmai plecasem de la muncă și mă îndreptam spre casă. Era undeva pe la ora 5 și ca de obicei la ora aia, autobuzul zici că-i conservă cu sardine. Știi cum se îmbulzesc și se bat americanii de Black Friday pentru un televizor? E, în autobuzele din București, în fiecare zi e Black Friday. De obicei când e așa, aștept următorul autobuz, situație în care risc să fie la fel, sau merg pe jos. Dar de data asta chiar mă grăbeam, așa că îmi fac loc și mă strecor ca un șoarece fix la mijlocul autobuzului, la geam. Și cum stăteam eu acolo liniștit ca o sardină, cu mâinile în buzunar și căștile în urechi, mă trezesc undeva pe la a doua stație cu două mâini într-un buzunar la geacă. Bă, ce rahat, ia stai puțin. Eu am o mână în buzunarul ăsta și una în celălalt. Mi-a crescut cumva o mână sau ce rahat? Mă întorc dintr-o dată și dau nas în nas cu un tip colorat la vreo 20 și ceva de ani. Ce faci, boss? Vezi că ți-a scăpat mâna la mine în buzunar. A, da? Scuze frate, n-aveam de ce să mă țin. Să mor tu și te-ai gândit să ții de buzunarul meu, nu? Bravo, boss, dacă aveam portofelul sau telefonul pe acolo, cred că te țineai și mai bine, nu? Tipul n-a mai răspuns, a strecurat și a coborât la prima stație, iar eu m-am întors la muzica din căști. Ia uite frate, tupeu de meltean. A, și dacă crezi că doar în autobuz găsești oameni de ăștia care vor să-ți violeze buzunarul, stai să auzi pe asta. Da, să-ți violeze buzunarul. Știți că v-am zis la un moment dat că vă spun cum era să fiu violat în taxi? E bine, cazul meu nu e la fel de tragic ca al altora. E mai tragic. Cineva a vrut să-mi violeze portofelul. Grav, foarte grav. Acum vreo 2 sau 3 ani, veneam în țară după aproape un an în care am fost plecat în străinătate. Vă zic în alt video unde am fost și ce am făcut acolo. Ba chiar o să fac câteva povești de pe acolo. În fine, ajung în țară, la aeroport și cum n-a venit nimeni după mine, că n-avea cine, trebuia să iau un taxi să ajung undeva în București. Acum, eu nu știam că la aeroport trebuie să-ți iei bilet de la tonomat. Așa că am ieșit din aeroport și m-am dus țeavă în primul taxi. Culmea, tot un gigel de ăsta colorat. Frate, n-am nimic cu ei, nu-s rasist sau ceva, dacă ești om cu mine, sunt cu tine, dar așa a fost să fie. Mă urc în taxi și plecăm la drum. Gigel nu era prea sociabil și asta era numai bine, că și așa n-aveam chef de discuții inutile. La un moment dat, ăsta începe să bage manele. Mă uit ciudat la el, dar nu-i zic nimic. De obicei când sunt în taxi, le zic să oprească sau să schimbe muzica dacă nu-mi place, dar acum chiar nu aveam chef să intru în discuții cu el, voiam doar să ajung cât mai repede. Pe la jumătatea drumului, Gigel mă întreabă, ai bilet de la tonomat? Bilet? Ce bilet? N-am bilet. Păi știi că face 100 de lei până acolo. Cât face? Cum frate să fac 100 de lei? Face cât zice aparatul. Păi aparatul zice cât vreau eu. M-a luat dracii. Ia uite tupeul la asta frate. Băi, ești nebun, ia să sunăm noi la firmă să vedem dacă face 100 de lei. Ce firmă e? Pun mâna pe telefon și dau să sun. Asta era la bungheală, că eu veneam după un an în România și n-aveam credit nici să o sun pe mama. Dar blaful a prins și Gigel s-a speriat și a început să urle. Bă, tu vrei să mă dea ăștia afară? Că eu am copii. Vrei să chem băieții să te taie? Vrei să nu mai ajungi acasă? Hai să-mi bag primul contact cu România și am intrat direct în pâine. Boss, calmează-te și oprește taxiul, că am impresia că am ajuns unde trebuia să ajung. E bine până aici. Mai urlă ăsta ce mai urlă și în final oprește taxiul într-o stație. Eu mă gândeam doar ca nu cumva să plece bulangiu când cobor din taxi, nu de alta, dar aveam bagajul în portbagaj. Na, ce era să fac? Cobor, las ușa deschisă la mașină, îmi iau bagajul din spate și dau să plec. Gigel după mine. Bă, și banii mei! Ce bani, boss? M-ai dus unde trebuia să mă duci? Ăsta începe iar să urle. Bă, dă-mi banii, te tai să moară mama! La vreo 20 de metri era un alt taxi. Coboară la din mașină, aparent ăsta îl cunoștea pe Gigel, așa că îl ia deoparte și îl calmează. Nu știu ce a zis, dar ăsta s-a întors la mașină și a plecat. Mă urc în al doilea taxi și plec. Pe drum îmi zice ăsta. Băi, ești nebun, tu la ăsta te-ai urcat în mașină. Ăsta a mai bătut vreo 2 clienți. Hai să-mi bag, ia uite frate cum era să-mi iau de cum am ajuns în România și nici nu eram beat. Deci da frate, de-astea urăsc eu oamenii cu tupeu de meltean. Morala poveștii de azi? Atunci când ești în autobuz, fii amabil cu oamenii din jur. Lasă-i să se țină de buzunarul tău, nu fi bulangiu. Cheers!